Așa sunt și pescarii pe care i-am întâlnit astăzi pe malul lacului Sudgheol. Cu undițe trainice, copci bine făcute și momeală pregătită cu grijă, câțiva constanțeni așteaptă răbdător pe marginea lacului să prindă ultimul pește pe anul 2012. Vinim să prindem și noi un peștișor aici. Prinde peștele? Păi să vedem acum cu niște copci și să vedem dacă vine la aer și dacă îi place mâncarea noastră. Ce mâncare ați pregătit? Pâine, niște vermișori și niște libelule, într-un cuvânt. Ați făcut un mix așa de... Da, o aperitiv pentru peștele nostru, care... Păi, ne chinim și noi aici, să nu stăm acasă, că ne-am plictisit acasă, să zice că prindem primul pește pe ultimul panos, adică ultimul. Sunteți un pescar înrăit, așa? Bineînțeles, de mic copil, suntem crescuți pe baltă, pe aici, pe jur împrejur. Câți pești v-ați propus să prindeți astăzi? Păi depinde acum cât vrea să mănânce el. 2, 3, 4 pentru distracție. Că așa mare nu este, cel prindem, îi dăm drumul înapoi să crească pentru la anul. Și chiar dacă peștii nu-și fac apariția din cauza frigului, pescarii nu sunt descurajați. Asta nu se prinde. De ce nu se prinde? A fost înghețat, păi până din aur era niște lebede săracele prinse în gheață. Și ați făcut copți? A trecut un elicopter și le-au... Ați făcut copți? Am făcut copți, uitați aici și dincolo, s-a urcat un băiat pe stuf. Și aveam eu un can din mașină și a săpat acolo și a văzut, dar nu, exact acolo am dat și ieri, dar astăzi nu vrea. Dar ieri ați prins? Eram prins jumătate de căldare, că am niște pisicuțe mici, așa de frumoase, sub scara blocului acolo și le dau la alea să mănânce. Să stați aici mie. În frig? E, frig, am asta groasă, am cămașe groase, și frig aici, două. Când e vorba de pasiune? Dar ieri era mai frig, era vântul ăla, dar să nu bate, ar fi o plăcere să stai. Și când e vorba de pasiune, nu mai contează. Da, e microb, e pasiune, e cel mai aldat cu microb. Câți pești v-ați propus să prindeți azi? Să se adormă înțelerea, dar le-am luat și niște splinări, le-am fiert și le dau și bani. Și ce le dați la pești? Ce am viermișori, libelule, am... Știi ce, viermișori? Uh-huh. Și trag pește la momeala asta? Păi sigur, păi asta e a lor, e special. E o frumusețe de viermișori, săraci, dacă nu mănâncă... În cazul în care vor ajunge acasă fără nicio captură, pescarii nu se supără, vor veni și anul viitor când peștii vor fi ceva mai mari și buni de gătit.